De ce nu-ți place pielea mea? De ce te împiedici în culoare? Că știu că poți și ești în stare să mă vezi dincolo de ea. Aduc romii noștri un plus valoare în ceea ce se numește, societatea românească? Aduc și au adus-o din totdeauna. Ceea ce, din păcate, este prea puțin văzut. Nu vor să recunoască apartenența etnică, au fost romii doar părinților și fraților, însă ei nu. Asta spune și fiica mea, iartă-mă că te întrerup. Asta a fost și un alt motiv pentru care am vrut să fac proiectul ăsta. Fiica mea a spus așa, tu ești, eu nu sunt. Îmi amintesc de un episod foarte ciudat așa. Aveam deja vara, nu dorm, gagii mă iubeau, ca să zic așa, și totuși intru într-un magazin de haine super bine cunoscut la noi și observ că visorul de acolo se tot uita la mine. Da, cumva se uita așa strident la mine și la un dat m-am oprit și apropiat de la genunchi. Dom'le, de ce te uiți așa? Impresia că fur ceva? Nu vor nimic, zic. Am venit să-mi cumpăr ceva. Sau te-ai uitat la pielea mea și... Atunci când te asociezi cu un grup etnic care nu este apreciat și nu este dorit, de aici și discrepanța între numărul nostru real, faptul că foarte mulți dintre tineri foarte mișto, care învață și excelează în domeniile pe care și le-au ales, nu își mai recunosc apartenența, pentru că nimeni nu vrea să fie asociat cu un grup care este nepopular. Termenul de gipsy, echivalentul pentru țigan, da, definește un grup etnic venit din nordul Indiei cu termenul închis la culoare. În dicționarele explicative ale limbii române de-a lungul timpului, termenul de țigan era echivalent pentru cioară, balaur, granguri, persoană cu apucăturele. Lucrurile s-au schimbat între timp. Însă situația asta era, pentru că ce spun, ăștia sunt țigani. Păi nu, suntem români. Corect. Înainte de a fi etnici romi, suntem români și suntem ai României. Te simți, Iulian, te simți rom mai mult sau român mai mult? În egală măsură. În egală măsură. În egală măsură. Eu sunt român, statul român m-a educat, statul român m-a format. Te-a adoptat. În aceeași măsură mă simt și rom. În primul rând îmi doresc o Românie pentru toți. Uh-huh. O Românie în care fetița ta alături de fetița mea atunci când intră în contact cu alți copii și cresc și se educă împreună pentru a deveni cetățeni ai României, să nu mai fie sub acest pericol, cu ghimele de rigoare, de a fi tratate altcumva, privite altcumva, să fie nevoite să-și ascundă identitatea etnică, pentru că acest lucru le aduce foarte discriminare, rasism și așa mai departe. Disconfort. Vă salut pe toți. De obicei încep cu un bună dimineața din Livada cu Nuci și de data asta suntem în The Living Room, studioul meu personal, loc în care vom desfășura o serie de podcasturi interesante cu teme diferite. Am tot fost cumva împins de la spate. Aia, bă, Conectere, fă-mă și tu un podcast. Uite, ai tot fost invitat. Și am zis, sau că am făcut podcasturi, cam pe toate temele. A venit cineva de la Centrul Național de Cultura a romilor și mi-a propus acest podcast cu și despre romi. Și atunci am zis, bă, uite, asta nu s-a făcut. Așa a început proiectul Romi pentru România. Și ca prim invitat nu puteam să am pe altcineva decât pe Paraschiv Iulian. Nu întâmplător este primul invitat, ci pentru faptul că în afară de CV-ul impresionant pe care eu ca rom, să zic așa, și mie mi-e foarte greu să-l citesc pe tot, pentru că mă bate terminologia, foarte multe titluri, ca să zic așa, m-aș opri la cel de doctorand în sociologie, în cadrul SNSPA, care mi se pare extrem de important, și evident ceea ce te definește poate cel mai mult, și anume președinte al Agenției Naționale pentru Romi. Mai exact pentru romii noștri, ceea ce face Iulian este momentul în care noi ne spunem ofurile, el le ia și le pune în cerneală, le transmite mai departe pe foaie și nu numai. Merge mai departe și le pune în sertarele instituțiilor de stat, de acolo de unde noi toți romii sperăm la un pic de mai bine. Iulian,
Apropo de CV-ul tău impresionant și de începutul ăsta care a fost cumva un preambul al primei întrebări, aduc romii noștri un plus valoare în ceea ce se numește societatea românească? Aduc și au adus-o din totdeauna. Ceea ce, din păcate, este prea puțin văzut. Uh-huh. Ești văzut tu și ai fost văzut în momentul în care ai apărut în public și ai spus eu sunt țigan, uh-huh, și ai asumat chestiunea asta și atunci a apărut un click. Mai sunt alți câțiva artiști care sunt vizibili, se bucură de notorietate, însă de cele mai multe ori în mentalul colectiv românesc, romii sunt cunoscuți din două perspective. Prima perspectivă este aceea nunților opulente, uh-huh, și aici media în ultimul timp a venit și a exagerat în sensul în care a arătat doar acel tip de imagine asociat cu minoritatea romă, cu noi romii, și cealaltă parte în care vedem romii săraci sau cei care se plâng de discriminare, rasism și așa mai departe. Uh-huh. Însă ceea ce există la mijloc, olimpicii, elevii olimpici de etnie romă, artiștii care nu vor să recunoască apartenența etnică, au fost romii doar părinților și fraților, însă ei nu. Asta spune și fiica mea, iartă-mă că te întrerup. Asta a fost și un alt motiv pentru care am vrut să fac proiectul ăsta. Fiica mea a spus așa, tu ești, eu nu sunt. Te rog, iartă-mă. Da, ideea e că pentru asta încercăm noi și asta încercăm să facem, dincolo de toate elementele care țin de social, sărăcie, probleme cu infrastructura, toate marile lucruri pe care le discută politicienii și pe care le vedem la canalele de știri, ceea ce ne doare și resimțim, și am o fetiță de 9 anișori, și are, mersi la fel, are același ten ca și mine, ca și tine, a ta am moștenit-o pe mama ei. Pe maică-sa, dar e un pic alie, ca să zic așa, nu e chiar, albă. Da. Da. E, în momentul în care contactul cu ceilalți spune că a fi rom, a fi țigan, de aici și lupta noastră de a folosi termenul de rom și nu cel de țigan, pentru că este eminamente peiorativ, uh-huh, în momentul în care copiii intră în contact cu ceilalți și se creează diferențe, chiar uneori fenomene de bullying în școală, doar pentru că sunt de etnie romă, aici avem o problemă. Uh-huh. Facem un exercițiu de imaginație. Să spunem că tu ai fi fost suedez, da, sau german, și fetița ar fi fost jumătate româncă, jumătate nemțoaică sau suedez, de origine suedez, da? Da. Nu cred că ar fi venit și te-ar fi spus, tati, doar tu ești suedez, eu nu. Și da, de aici noi încercăm să găsim instrumente și să le punem în practică astfel încât statul român, cu instrumentele pe care le are la dispoziție și bineînțeles cu sprijinul, tău, și vreau să te felicit pe această cale, eu am fost prezent la arenele romane, la ziua ta, la mulți ani pe această, cale. Ești un artist desăvârșit, te bucuri de notorietate, iar faptul că la un concert, și vreau să subliniez lucrul ăsta, n-ai avut niciun parteneriat cu noi, Agenția Națională pentru Romi sau cu Centrul de Cultură, tu, cu mintea ta de artist și felul în care ai proiectat tu concertul, ai adus un moment în care imnul romilor a fost ascultat de peste 4.000 de oameni. Așa este. Momentul ăla pentru mine a creat emoție. Faptul că transmitem mesaje, că încercăm să arătăm ceea ce minoritatea romă are bun în sânul ei. Uh-huh, uh-huh. Iulian, vreau să te întreb și intrăm și în a doua întrebare. Cumva ai deschis foarte bine drumul către a doua întrebare. Uite, eu de ce încă mai fac lucrul ăsta? Cumva mie mi se deschid ușile peste tot, toată lumea cumva m-a îmbrățișat, m-a primit. Stau să mă gândesc, există reminiscențe în, să zic, în inima mea, în subconștientul meu. Îmi amintesc de un episod foarte ciudat așa. Aveam deja vara în udor, gagii mă iubeau, ca să zic așa, și totuși intru într-un magazin de haine super bine cunoscut la noi și observ că visorul de acolo se tot uita la mine. Da, cumva se uita așa strident la mine și la un moment dat m-am oprit pe propriul de la genul. Domnule, de ce te uiți așa? Impresia că fur ceva? Nu fur nimic, zic. Am venit să-mi cumpăr ceva. Sau te-ai uitat la pielea mea? Și domnul conector, mă iertați, nu, mă uitam că vă apreciez foarte tare. Ce vreau să te întreb? Mai există rasism în România sau sunt de fapt traumele noastre încă nevindecate? Cred că și. Okay. Există rasism atunci când mergem cu mijloace de transport în comun și oamenii se uită să vadă dacă mâinile noastre sunt la vedere,
mi s-a întâmplat în studenție și mie lucrul ăsta, sunt realități. Nu trebuie să găsim vinovați și să punem, să folosim și noi la rândul nostru niște stigme și stereotipuri. Însă este o realitate socială pe care, fără să o definim ca atare, nu o putem combate și nu putem face pași înainte. Okay. Da? Se spune când eram mici, auzeam și acum, s-a întâmplat să aud, fiind cu fetița mea în parc, o mămică care îi spunea altei mămici: dacă nu ești cu minte, vine țiganul și te fură. Dacă nu te neci precum țiganul la mal. Toate aceste lucruri pe care le uzităm arată de fapt felul în care acest grup etnic, această minoritate etnică, este văzută mentalul colectiv. Pe de cealaltă parte, fără să conștientizăm și noi în familia noastră, se spunea bă, gagii și așa mai departe. Și am internalizat și noi un soi de bariere, bocaș, de bariere. Și de aici și reacția ta în magazin. Omul te admira, știi? Era uimit să te vadă acolo. Și reacția a fost: domnule, stai puțin că nu vreau să fur. Și el, răspunsul a venit natural: până, dar de fapt nu mă gândeam la asta, te admiram de fapt pentru că te-am văzut și te apreciez. Ai și putea să faci o proporție între cele două? Cât la sută e trauma noastră nevindecată și cât la sută există încă această, cum să spun eu, preconcepție vis-a-vis de pielea închisă și de pericolul pe care ar putea să, în care ar putea să ne pună un rom? Este destul de greu ca să-ți dau cifre exacte, însă ceea ce știu este că, apropo de ceea ce îți spuneam mai devreme, dacă am spune de mâine noi doi că suntem, nu știu, evrei, greci, nu știu, da. Evrei, oricare alt grup etnic minoritar în România, n-am mai fi atât de... În momentul în care mie, de exemplu, în studenție, până prin anul 3, colegii mei credeau despre mine că sunt arab. Ok. Bă, nu, sunt om. Da, șocul a fost oarecum... Nu a fost un șoc. Ieșeam împreună, învățam bine și atunci, nu, lucrurile astea nu le-am discutat, nu că nu le-aș fi asumat. Mhm. Însă am rude, prieteni apropiați și întâlnim asta în comunitățile noastre. Atunci când te asociezi cu un grup etnic care nu este apreciat și nu este dorit, de aici și discrepanța între numărul nostru real, faptul că foarte mulți dintre tineri foarte mișto, care învață și excelează în domeniile pe care și l-au ales, nu își mai recunosc apartenența, pentru că nimeni nu vrea să fie asociat cu un grup care este nepopular. Iar romii rămân cel mai nepopular grup, nu doar din România, ci de pretutindeni. Și da? De pretutindeni, da. Din păcate. Ori aici trebuie să găsim niște instrumente prin care să împărtășim din valorile noastre, din cultura noastră. Și asta mi-a plăcut foarte mult mie la concertul tău zilele trecute. Faptul că, pe de-o parte, ai luat niște tineri romi din... comunitate din Ferentara, da? E urcat pe scenă, le-ai schimbat viața, au văzut, adică ai produs schimbare pentru niște tineri, le-ai schimbat viața, efectiv, și pe de cealaltă parte, prin munca ta, dincolo de, așa că știi și tu existența, dincolo de asta, ai creat niște punți de legătură și transmis niște mesaje, poate conștient sau nu, față de populația majoritară. Faptul că s-ar putea acum cei care se uită la noi aș putea să vorbesc eu despre asta ori în șir, nu am aceeași priză pe care o ai tu. Da, pentru da. Că ai notorietate, o faci pe muzică pe care o ascultă toată lumea. Și atunci tipul ăsta de mesaj venit din partea unor oameni asumați și care spun: bă, conectă, da, bă, e țigan, dar bă, vara nu dorme mișto și uite, scoate hituri în continuare. Și uite, vorbește și despre diferite subiecte, e un tip inteligent, ne place. Deci, tipul ăsta de mesaj trebuie... Avem nevoie de modele. Întotdeauna. Am înțeles. Chiar mi-aduc aminte de o chestie cumva destul de marcantă pentru mine și pe care am ascuns-o mult timp și poate e în premieră acum, nu știe nimeni aspectul ăsta, nici măcar în cartea pe care am scos-o, n-am scris-o. Cred că în afară de faptul că mi-a plăcut cultura afro și muzica lor, cred că motivul pentru care am adoptat o imagine afro la început a fost să maschez la început faptul că sunt rom. Pentru conștient, că... ce lucruri sunt conștient. Da, da, da. Poate ajunsesem să mă mint cumva că nu e chiar așa, domne, că îmi place și muzica rap și este look-ul, fashion-ul face parte din cultura hip-hop. Dar acum, când nu mai am de pierdut nimic, când mi-am demonstrat tot și când nu mai am ce să ascund, pot să recunosc că am făcut-o și pentru că îmi era rușine.
la început cu ceea ce sunt. Lucru pe care nu mi-l mai doresc pentru copiii noștri. Și asta m-a durut foarte tare când fata mea a venit de la școală și mi-a spus: tati, știi ceva? Doar tu ești. Eu și cu mami, noi nu suntem. Și acum vreau să te întreb, să spun o întrebare directă. Ce îți dorești tu pentru romii din România și ce poți să faci mai exact din poziția pe care o ai? Pentru că ești până la urmă președintele Agenției Naționale pentru romi. Ce poate să facă Iulian Paraschiv pentru romi și pentru tinerii romi în speță? Prima parte a întrebării tale e una grea. Ce-mi doresc eu pentru romii din România? În primul rând, îmi doresc o Românie pentru toți. O Românie în care fetița ta alături de fetița mea, atunci când intră în contact cu alți copii și cresc și se educă împreună pentru a deveni cetățeni ai României, să nu mai fie sub acest pericol, cu ghimele de rigoare, de a fi tratate altcumva, privite altcumva, să fie nevoite să-și ascundă identitatea etnică, pentru că acest lucru le aduce foarte discriminare, rasism și așa mai departe. Disconfort. Faptul că tu îmi spuneai mai devreme, atunci când am început, încercam să ascund originea etnică folosindu-mă de culoarea tenului și îmbrăcând un stil și vestimentar și probabil și muzical care să mă ducă într-o altă zonă ca și vizibilitate. Sunt lucruri naturale pe care le, fără să le conștientizăm, le facem, încercăm să ascundem părți din noi care, arătându-le și care de fapt ne definesc pe noi ca oameni, suntem ca precum o ceapă și purtăm diferite straturi, avem mai multe straturi. Da. Suntem tați acum, da, soți, suntem și frați, suntem și copiii unor părinți, avem prieteni de toate, din toate categoriile. Însă ca să poți să fie asumat cu tine, trebuie să-ți cunoști în primul rând limitele și să știi cine ești. Neștiind cine ești și jucând roluri multiple, te pierzi la un moment dat pe tine. Așa e. Eu așa cred că romii în România, în primul rând, avem nevoie de să continuăm lupta împotriva rasismului. Este foarte, foarte importantă. Uite, ai ajuns într-un punct extraordinar. Cum oprim rasismul din România? Și spun și de ce. Am avut o discuție cu Gelu duminică. Și am spus așa. Zic, Gelu, l-am ascultat pe Morgan Freeman, e un om extraordinar. Și spune așa. Chiar exact asta a fost întrebarea. Când va înceta rasismul în America? Și el a dat un răspuns foarte interesant. A spus: în momentul în care nu vom mai vorbi despre el. Eu i-am spus asta lui Gelu și Gelu mi-a zis: Relu, tu trăiești într-o bulă. Tu n-ai fost pe la sate, n-ai fost în comune. N-ai fost să vezi ce se întâmplă acolo. N-ai cum să nu vorbești. De ce încă mai există rasism în România? În 2023, se presupune că suntem evoluați, că am înțeles, că e pielea și toate diferențele astea sunt niște iluzii. De ce mai există? Nu cred că poate fi eradicat, ca să fiu cât se poate diminuat. Ok. Poate fi doar diminuat. Poate fi doar diminuat. Și lucrul ăsta nu poate fi realizat decât printr-un tip de educație specifică. Să folosim instrumente în sistemul educațional și să arătăm celorlalți că stereotipurile și ceea ce ei folosesc atunci, de exemplu, când ne gândim la evrei, ce spunem despre ei? Păi ei conduc lumea, au foarte mulți bani, dacă știți să vorbim despre germani, ăștia sunt foarte muncitori, foarte fixiști, cu tehnologie și așa mai departe. Când spunem rom, țigan, ne vine în minte Ciordeală, ăștia nu vor să muncească, nu vor să-și trimită copiii la școală și așa mai departe. De ce? Pentru că perspectivele, cele care au fost livrate și pe care le menținem în continuare în spațiul public, la nivelul mentalului colectiv, dacă nu stai cu minte, vine țigarul și te fură, totul se termină în momentul, de exemplu, au fost făcute niște măsurători, dar nu avem nimic cu romii, noi nu discriminăm. Ok. Și dacă ați avea un vecin de etnie romă, păi n-aș avea nicio problemă. Dar dacă copilul dumneavoastră s-ar căsători cu o fată sau băiat, în funcție de etnie romă, ce? Și s-au blocat. Adică, dintr-o dată, în momentul în care intri deja în spațiul meu, e deja too much. Când nu sunt implicat, n-am nicio problemă. Dacă sunt implicat, fotbal, bate, minge, am mâncat împreună. Adică, la nivelul comun, e adevărat, România poate fi considerată un model. În Europa ca și construcție instituțională. Însă eu cred că nu
coerciția este cea care, adică frica, teama că primești amendă dacă discriminezi sau nu știu ce pedeapsă primești la școală dacă nu știu ce faci. Nu cred într-o educație pe termen lung și într-o evoluție pe de-a întregul. Cred mai degrabă că aceste instrumente pot fi folosite punctual, însă avem nevoie ca cel care discriminează, de exemplu, și există Comisia pentru Combaterea Discriminării, primește amenda, dar nu a schimbat felul lui de a gândi. Nu am făcut decât să sancționez o formă pe care el a externalizat-o. Eu am nevoie ca el să înțeleagă și să nu mai gândească în sensul ăla. Ori pentru asta, cred că avem nevoie de instrumente pe care statul, prin sistemul de învățământ, de exemplu, avem nevoie să vorbim despre Anton Pan. Avem nevoie să vorbim despre artiști, despre eroi romi care au luptat pe războiul, războiul de independență din 1877. Romii au contribuit, au fost partea felului în care statul român s-a dezvoltat. De exemplu, în 1918, pentru prima dată, romii s-au organizat la Ibașfalău, actualmente Dumbrăveni, județul Sibiu. Așa. Și s-au întâlnit și au trimis o petiție către reprezentanții viitorului stat unitar român, în care își manifestau susținerea față de reîntregirea teritoriului românesc și a poporului român. Wow, un lucru, vorbim foarte puțin despre asta. Da, nu se. Și știi ce cereau acolo? Să nu mai fie numiți țigani, să-i se spună romi. Una dintre, suntem în 2023. Încă ne luptăm cu chestiunea asta. Tot, da, același lucru, același adjectiv să folosești. Eu cred că trebuie să vină și din partea noastră. Iar lucrul ăsta poate fi făcut cu modele. De aici, rom pentru România, ideea, conceptul, ideea de rom pentru România, am spus că trebuie să venim să arătăm întregii societăți contribuția pe care romii au avut-o în trecut, o au în prezent și pe care o pot avea în viitor. Însă proiecția pentru viitor ține foarte mult de ceea ce facem în prezent acum. Foarte, foarte adevărat. Ce-i drept, spunea cineva la un moment dat, un sociolog, că trebuie luat în seamă această rasă frumoasă care se iubește foarte mult. Și când spun asta, mă refer că în general noi facem câte 5, 6, 7, 8 copii care pot deveni forță de muncă și oameni care să aducă plus valoare societății române. Dar acum n-aș vrea să părem un pic așa pro domo, că ne apărăm atât de tare cauza și, să zic, etnia. Și vezi, Doamne, noi suntem niște excepționali și nu greșim. Și noi, bale, nu. Pe de-o parte, uite, îți spuneam chiar la început că mă uitam în CV-ul tău impresionant, mă simțeam mic așa, eu care am o școală profesională, sunt în grijă vopsor de meserie. Ba mai mult, diplomele nu cântă și îți urmăresc. E adevărat. Atunci când stai tu în livadă și discuțiile sunt mult mai, deci nu. Da, e o dovadă, da, clară că ziceam așa, când omul își dorește... câtă școală ai. Și ba mai mult, am fost la niște întruniri chiar și cu George Lăcătușu și cu Gelu Duminică și cu partea romilor, la niște întruniri cu tineri romi, la una din ele chiar ai fost și tu. Și am rămas, zic, bă, sunt singurul rom de pe aici fără facultate. Toți erau cu... Pe de-o parte. Pe de altă parte, îți spun sincer că nu am fost jignit în viața mea mai tare, în viața asta, așa cum am fost jignit de un grup de romi la un moment dat. Și nu vreau să intru foarte mult în detaliu. Crezi că și noi avem carențele noastre în ceea ce privește evoluția prin educație, ar trebui să se, nu știu, sau se, știu că se lucrează la treaba asta oricum. E nevoie de educație, da, în rândul nostru, în rândul tinerilor. Educația face diferența pentru orice individ. Acum noi când vorbim așa, ne raportăm la un grup mare, romi, în general. Însă dacă este să intrăm în profunzimea lucrurilor și în complexitatea lor, și noi avem pădurile noastre cu uscături. Mulți. Mulți. Dar asta ține mai degrabă de felul în care, să știi că o minoritate nu poate fi privită în afara populația majoritară. De exemplu, se spune despre noi că pușcările sunt pline de romi. Nimic mai fals. Se păstrează proporțional din întregul rom, din întregul român. Da. Absolut. Cei care am făcut Europa de râs. Nu doar cetățenii români de etnie romă s-au dus prin România de râs. Eu am întâlnit români care, în momentul în care trec granița dincolo, uite să vorbească românește și se transformă. Adică nu vor să-și mai recunoască nici măcar cetățenia, ceea ce pentru mine este îngrijorător.
nu cred că, și trebuie să recunoaștem lucrurile astea și nu trebuie să, dacă ne dorim cu adevărat schimbare și pași înainte pentru noi toți, pentru România, trebuie noi să începem să scoatem gunoiul de sub preș. Faptul că au apărut la noi regi, cnezi, voievozi și alte cele, imediat după 90, a făcut ca mulți dintre cei ca mine, ca tine, să fugă și să nu vrea să își mai recunoască apa. Deci ar vrea cineva, repet, să se asocieze cu un grup care e de bă, ăștia, sunt sălbatici, sunt păgâni. Însă termenul de țigana, tiga noi, în greacă veche, înseamnă de neatins. Uh-huh. În dicționarul Oxford, da, termenul de gypsy, echivalentul pentru rom, pentru țigan, da, definește un grup etnic venit din nordul Indiei cu termenul închis la culoare. În dicționarele explicative ale limbii române de-a lungul timpului, termenul de țigan era echivalent pentru cioară, balaur, granguri, persoană cu apucăturele. Lucrurile s-au schimbat între timp. Însă situația asta era. Eu cred că nu putem spune că responsabilitatea este doar că o să intrăm în altceva, tirania minorității, și nu este cazul. Uh-huh. Cred că trebuie să fie un exercițiu dual în care noi să lăsăm deoparte și educația este, repet, educația este cea care face diferența. Eu personal am întâlnit, inclusiv acum, suntem criticați, înjurați și așa mai departe pentru munca și ceea ce încercăm noi să facem cu toată știința și cu puținele instrumente pe care le avem noi la îndemână. Eu nu sunt un minister. Eu nu am un buget din care să merg să rezolv acum, să mă duc într-o comunitate și să spun da, uite, lui Vasilei trebuie construită casa, ăstuia trebuie să-i trimit copiii la școală, dar nu au cu ce să încalțe și hai să... Nu, eu nu fac decât să creez instrumente și politici publice prin care statul să intervină. Uh-huh. Ce înseamnă proiectul Rom pentru România? Rom pentru România este o idee pe care eu am avut-o la începutul acestui an. Mai exact, sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, organizam la Palatul Victoria în guvern o întâlnire, comemoram, celebram de fapt dezrobirea romilor de la 1856 și mă gândeam, doamne, dar ne strângem iară la o masă, ne așezăm acolo, amintim, spunem ce s-a întâmplat, am fost sclavi în România, nu știu dacă lucrul ăsta este știut, iară un element foarte important, romii în România, pe teritoriul țărilor române, au fost sclavi mai bine de 500 de ani, cea mai lungă perioadă de sclavie. Și ce facem? Ne întâlnim tot noi între noi. Deci mai mult decât afroamericanii. Mai mult decât afroamericani. Da. De la, dacă luăm în calcul prima testare, domn, cuvântarea 1385 până la 1856. Da. Da. Wow. Mult. Foarte mult. Mult. Și atunci, Iulian, acolo, vezi? Atunci mi-a venit această idee și am spus, avem nevoie de altceva. Uh-huh. Avem nevoie să începem să arătăm nu pe cei care excelează, ci starea de normalitate. Și am adunat un grup de elevi din mai multe județe, elevi cu medii de peste 9,50, olimpici, au avut o întâlnire cu premierul României de la acea vreme, i-am premiat pe ei și continuăm seria activităților cu ei, alături de Centrul de Cultură al Romilor. În vara asta vom merge în comunități și vom încerca să identificăm acești copii cu care să lucrăm pentru a le crește stima de sine, pentru a le povesti despre istoria și prezența noastră aici. Rom pentru România înseamnă felul în care noi ne proiectăm ca și minoritate, nu în poziții radical opuse cu România, ci mai degrabă ca parte României. Pentru că ce spun, ăștia sunt țigani. Păi nu, suntem români. Corect. Înainte de a fi etnici romi, suntem români și suntem ai României. Te simți, Iulian, te simți rom mai mult sau român mai mult? În egală măsură. În egală măsură. În egală măsură, eu sunt român, statul român m-a educat, statul român m-a format. Te-a adoptat. În aceeași măsură mă simt și rom, pentru că vreau să limba mea să fie respectată, vreau o parte a tradițiilor mele, cele care se încadrează, să mă pot bucura de timpul pe care îl petrec cu prieteni gajii. Uh-huh. Îmi doresc tare mult ca fetița mea, atunci când va crește și va intra în contact, să poată să intre în diferite medii, fără să fie etichetată de la început, să fie după meritele pe care le va avea, după felul în care se va educa, după felul în care se va dezvolta ca om. Da, mă simt în egală măsură și român și rom. Și rom.
Iulian, a fost întrebat la un dat tot Morgan Freeman, tot din interviul ăsta, a fost întrebat, domne, ce mănâncă afroamericanii la masă de Thanksgiving Day? Și el a răspuns, păi, ce mănâncă un alb de Thanksgiving Day? Suntem diferiți de gagi? Nu, din punctul ăsta de vedere, absolut deloc. Absolut deloc. Adică, nu știu ce exemplu să-ți dau, sunt câteva specificități la care ții mai degrabă de diferența de zonă. De mediul social, da? Cei din Ardeal mănâncă diferit față de cei din Muntenia, corect. Dar la fel și populația, adică romii au împrumutat din comportament și din atitudinea populației. Nu suntem cu absolut nimic diferiți din perspectiva asta, ceea ce ne diferențiază, nici măcar din perspectiva educațională, să știi. Ok. Și totuși, uite, una din întrebări, că am ajuns fără să vrem cumva la întrebarea asta, de ce suntem noi mai opulenți? Am fost întrebat într-un interviu de ce construiesc o parte a romilor noștri, acele case, turnulețe și așa mai departe. Explicația nu este foarte, foarte complexă. Până în 1990, da, o bună parte a romilor, așa cum sunt și părinții, pe lucrau în fabrici. Da, erau angajați, primeau apartamentul și erau asimilați cumva. Uh-huh. O altă parte nu erau, nu erau prinși în acest sistem de asimilare și trăiau la limita subzistenței, condiții care greu de imaginat. Erau și o parte a romilor nomazi, Șatră cu șatră, ușampele se plimba, așa că știu și câștigau ei existența făcând diferite joburi dintr-un loc în altul, fie lemn, fie lucrând obiecte de metal și așa mai departe, Ferrari și etc. După 1990, în momentul în care au avut contact cu Occidentul și au început să acumuleze resurse, au înțeles să manifeste într-un fel lucrul ăsta cum? Construindu-și o casă mai mare, e drept. Dar trebuie să ne uităm puțin ce s-a întâmplat cu România după. Sunt sate întregi unde acum, la ora la care noi vorbim, români deopotrivă muncesc în afară, se întorc și construiesc la fel casele, la fel de mari. Ceea ce diferențiază este că pentru a-și statua poziția al interiorul comunității, ai noștri mai pun două turnulețe, da. Mai pun ei acolo. Dacă și-a pus cumnată mi-un 3, eu îmi fac cu 5. Și vine vărul, eu îmi pun 7. Mi-au și lanțurile alea mai mari. Au și lanțurile cele mai mari și de aici ne place să fim, dar la fel se întâmplă și în casele și în cadrul populației. Sigur, eu nici eu n-aș pune pe seama etniei și spun asta pentru că, uite, am văzut la mine. Țin minte că în copilărie de câte ori mi se rupeau adidași în talpă, mama zicea, fă-ți mă carton și bagă-ți acolo. Și am rămas cu treaba asta și acum am sute de perechi de adidași și poate nici le port, dar le-am luat că așa am rămas. Știam, în copilărie ai rămas, da, cu... Adică poți să dai vina pe cineva care n-a avut. Nu. Până la urmă, nu, despre este astea... momentul în care nu ai avut și ai, încerci să compensezi niște goluri pe care nici măcar nu le conștientizezi. Așa este. Așa, da, deci, iar pentru mine, faptul că și-au făcut 7 turnulețe, ok, să-și fac nouă, n-am niciun fel de problemă. Da, corect. Avem blocuri întregi în marile urbe, colorate în unul lângă altul, dar în culori diferite. Adică ne încadrăm în același tipar, dar despre asta nu vorbește nimeni. Sigur că da. Ne încadrăm în ceea ce îți spuneam, faptul că vizibilitatea romilor este eminamente dintr-o perspectivă chicioasă, aceea chicilor, da, în care spunem, bă, ce fac ăștia? Bă, ăștia știu să danseze și să cânte. Da. Nu suntem buni doar la asta. Nu. Avem colegi avocați, judecători, preoți, procurori, medici. Corect. Dar în bună parte nu își recunosc apartenența. Uite asta, ce bine ai deschis următoarea întrebare. Ai adus aminte și chiar și de Anton Pan și putem să vorbim și de Marian Drăgulescu, de o groază de Ilie Dumitrescu, mă rog. Johnny Răducanu, Aura Ozicianu. Ce rol au elitele rome în, cum să spun, în înțelegerea asta pe care vrem s-o dăm față de poporul român? Și de ce în 2023
Elitele, mai ales din cultura poporului român, elitele de etnie romă, nu își asumă statutul de rom. Pentru că, repet, ei nu mai au ce să piardă. Sunt în punctul în care au demonstrat tot, nu mai pot pierde absolut nimic. De ce totuși refuză să-și asume etnia? Ștefan, sunt două tipuri de oameni. Unii care se gândesc doar la ei și nu pot fi condamnați, blamați pentru asta, pentru că au muncit, se află o muncă asiduă ca să-și capete acel, okay, acel statut, dar conștientizează și nu asumă riscul de a pierde o bună parte din ceea ce au clătit asociindu-se cu un grup. Da? Adică sunt artiști, nu le dăm nume acum, îți spuneam mai devreme, părinții lor au fost de etnie romă și eventual frații, dar ei nu. Da. Da? Și atunci ei preferă să s-au salvat, rămân în bula lor, sunt salvați ca indivizi, însă nu împart și nu sunt atât de generoși încât să înțeleagă că pot produce schimbare. Schimbarea vine de la oameni ca tine, de la oameni ca Nicol Cerii, da, Ilie Dumitrescu. Nu este că nu intervine nimeni, este munca voastră, este în primul rând meritul vostru, pentru că e o muncă în spate să ajungi la nivelul ăsta. Îmi dau seama că e o muncă foarte, foarte asiduă. Însă faptul că tu ai asumat, da, ți-ai tatuat la vedere steagul romilor, da, vii în public și de fiecare dată spui: bă, nu sunt suedez, vă place vara, nu, dar uite că noi avem în sânge și ritmul ăsta balansat, da? Uh-huh. Lucrurile astea creează punți. Ori dacă, haideți să ne imaginăm ce s-a întâmplat dacă medicii, profesorii și așa mai departe, nu trebuie să scriem un frunt de văzând de din Romă, uh-huh, dar să asume public chestiunea asta, atunci stima de sine a unor copii ar crește. Și nu ar mai asocia etnia doar cu lanțurile de gât și cu interlopi și alte cele. Plus că iară s-a dus, există percepția greșită, total greșită, da, și între manea și muzica asta supervizionată acum pe YouTube este egal între romi și ceea ce ascultă. Mă, nu suntem atâtea milioane. Adică atunci când te uiți pe YouTube și vezi că un artist are, nu știu, 7, 8, 9 milioane de vizualizări la o melodie în care cântă despre pușcărie și dușmănie și curve și alte cele, asta spune despre totul, despre societatea în care trăim noi acum și valorile la care ne raportăm. Și atunci spunem: bă, ce facem? Rămânem ignoranți la chestiunea asta? Trebuie să luăm atitudine și asta ține nu doar de noi ca romi, noi ca societate în ansamblu. Iar da, repet, dacă am reușit, și asta încercăm noi să facem, să atragem, am avut, de exemplu, pentru prima dată în anul ăsta, am organizat la Academia Română un eveniment cu ocazia Zilei Românilor, unde am avut un medic de etnie romă invitat, o doamnă profesoară de la Academia de Studii Economice, preoți, avocați și așa mai departe. Adică am încercat să aducem oameni care să vină și să ne povestească din experiența lor. Și aceste experiențe trebuie, și poveștile lor, trebuie să fie multiplicate, astfel încât rolul elitelor este foarte important, pentru că ele sunt cele care pot produce schimbare pe termen mediu și lung. Sigur. Iar gândirea noastră nu trebuie să oprească la ziua de mâine. Mulți dintre noi, mulți dintre cei care conduc, din păcate, se gândesc la acum ce se întâmplă azi și ce se întâmplă mâine. Însă pentru a dezvolta toate aceste lucruri și pentru a putea construi o societate sănătoasă, gândirea trebuie să fie pe termen lung și trebuie să ne aportăm la instrumentele pe care le construim acum pentru următorii 5, pentru următorii 10, pentru următorii 15 ani. Pentru că romii nu vor pleca din România, ne place sau nu ne place, se duc și se întorc. Sigur. Suntem ai României. Sigur. Ce facem astfel încât să-i facem plătitori de taxe și impozite? Să câștige toată lumea și lucrurile care, cred că sunt mult mai multe lucruri care să ne unească decât cele care să ne despartă. Să ne dezbine. Da. Corect. Uite, ne îndreptăm ușor, ușor spre final și aș vrea să te întreb dacă credința poate să aducă o schimbare în, să zic, în unirea asta pe care noi vrem să o facem și să nu mai fim așa de despărțiți, de dezbinați.
mult. Nu cred că poate fi ceva făcut în afara și fără Dumnezeu. Uh-huh. Eu sunt un om credincios. Nu sunt habotnic, nu merg la biserică pentru că nu cred că, mă rog, biserica ca și clădire, ca ziduri poate crea o conexiune cu Dumnezeu, cred că ține de fiecare dintre noi și felul în care... Eu am vrut să mă fac preot, însă tataia Dumnezeu să îmi spunea, bă, țigan și popor nu merge. Da. Da? L-am ascultat. Fără credință nu se poate face nimic. Sunt comunități întregi unde oamenii s-au schimbat. Fără consum de alcool, fără jocuri de noroc, fără petreceri cu... Nu că ar fi rău, adică în România la fiecare colț există farmacie, sală de jocuri de noroc și da, construim biserici. Nu că ar fi ceva rău, dar ar fi bine să ne aplecăm mai mult, să vedem cu școlile, cum stăm și ce se întâmplă în școlile noastre. Fără credință nu se poate. Credința a produs schimbare și cunosc foarte mulți oameni romi de-ai noștri care au învățat să scrie, să citească după Biblie. Wow! Adică abecedarul pentru ei a fost Biblia. Da, aparțin anumitor biserici reformate. Da, cred că fără... Și trebuie să ne ghidăm după credință. Nu pentru a trăi cu speranțe deșarte, pentru că există conspiraționiști care spun creștinismul pe de-a întregul livrează ceea ce este cea mai mare doctrină politică a lumii creată vreodată, spun ei, pentru că spune așa, dacă nu trebuie să ne trăim viața asta cu gândul la cea de-apoi și nu trebuie nici să ne răzvrătim, să ne mulțumim cu ceea ce avem și să ne ghidăm după cele 10 porunci și așa mai departe, toate lucrurile astea. Cred că sunt lucruri destul de foarte, foarte complexe. Însă ceea ce știu este că a fi om ține de educație și de felul în care înțelegi lumea în care ești, dar trebuie și lumea în care trăiești să vină să-ți găsească resorturi și să ofere șanse egale pentru toți. Asta apropo de copiii pe care tu i-ai scos din... Da, din ferentar. Din ferentar, da. Din zona. Da. Mi-amintesc de o pildă frumoasă a lui Alan Watts, care spunea că un astronaut ajuns la Dumnezeu se întoarce să povestească și toată lumea era curioasă, spune cum e Dumnezeu, cum arată, cum... Și el spune doar atât, da, pot să vă spun atât, e neagră. Ca să dea peste cap toate calculele, toate prejudecățile despre cum e văzut Dumnezeu. Până la urmă toți purtăm același sânge cu aceeași culoare, roșu. N-are nimeni, să zic, trei ficați sau mai știu eu ce alt lucru în plus. Și cred că dragostea până la urmă este elementul care ne leagă pe toți. Și până la urmă, Iulian, știi cum e, contrastele se atrag și se atrag, da. Când eram mic aveam treaba asta cu aolo, nu, cred că la româncă e scrâbă să mă pupe, nu o să mănânce din casă de la mama, da, nu știu, da, ce, da, da. Când de fapt ea era leșinată după mine pentru că era atrasă de pielea mea. Da. Eu îți mulțumesc frumos pentru că ai venit alături de noi. Este un proiect frumos, mai ales pentru tinerii romi care au nevoie de modele, așa cum ai spus tu. Într-un final, aș vrea să te întreb, ce face exact Agenția Națională a Romilor pentru tinerii romi? În acest moment, agenția are în strategia guvernului, este o strategie pe care guvernul... Iartă-mă două secunde ca să nu uit. Fraților romii, trebuie să știți un lucru. Iulian efectiv se poate întâlni cu președintele, merge în guvern, adică are acces direct acolo. Și de asta vreau să te întreb, ce face exact Agenția Națională a Romilor? Încearcă să construiască instrumentele pentru a veni în sprijinul elementelor pe care le-am amintit mai devreme. Rom pentru România este proiectul la care eu țin foarte, foarte mult. Avem nevoie să tratăm problemele care țin de social, dintr-o perspectivă socială. Nu toți romii sunt săraci. Există o mare problemă în România. De fiecare dată când discutăm despre romi, amintim și vorbim despre sărăcie. Dar nu toți suntem săraci. Uh-huh. Ce facem cu cei care au bani, sunt plătitori de taxe și impozite, dar să lovesc de aceeași chestiune. Dacă merg la primărie, trebuie să-mi primiți așa. În școală se întâmplă să... Și așa mai departe.
Deci iată că eu cred că sărăcia, boala și așa mai departe sunt chestiuni care nu țin de etnicitate sau de culoarea pielii. Boala nu iartă pe nimeni și nici să nu alege că unul e mai înalt, mai scund, mai gras sau nu știu ce alt criteriu care poate diferenția. Nu cred în momentul de față că aceste chestiuni pot fi rezolvate de pe zi pe alta. Avem două Românii. O Românie care înseamnă București, Cluj, Constanța, Iași și alte câteva orașe mari. Dar tot în România avem și comunități rurale, Scoarța, Bărbulești, Toflea și lista poate continua. Felul în care s-au dezvoltat cele două Românii trebuie recuperat acest decalaj. Și ține nu de etnie, ci de felul în care proiectăm resursele noastre și dinamica guvernamentală pentru a dezvolta aceste zone. Se întâmplă lucrurile astea, însă nu trebuie să așteptăm minuni. Uh-huh. Pe de o parte. Pe de cealaltă parte, lucrul la care țin foarte, foarte mult în calitate de președintele Agenției Naționale pentru Romi cu rang de secretar de stat este să găsim soluții pentru a ne cunoaște mai mult, pentru a arăta României ceea ce romii au mai bun în interior, pentru a face cât mai multe modele să vină, să iasă în față și pentru a construi o Românie care oferă oportunități egale, indiferent de credință religioasă, apartenență etnică și așa mai departe, o Românie de care să fim mândri toți, o Românie prosperă în care să producem puțin mai mult bine pentru toți. Despre asta este vorba. Rasismul este o realitate de care nu trebuie să fugim și nu vreau să fiu înțeles greșit cum că victimizez. Nu, nu fac parte din acea categorie care se victimizează și nici nu aduc în prim plan aceste lucruri. Însă definesc realități în funcție de asta, construim aceste instrumente pentru a combate aceste fenomene. Avem nevoie de tine, de oameni ca tine, care să devină parteneri cu noi și care să transmită mesajele pentru întreaga România. Felicitări încă o dată pentru ceea ce ești, pentru ceea ce mulțumesc faci de suflet. Și pentru faptul că ești unul dintre puțini artiști care asumă public lucrurile astea și ajută mult mai mult decât o facem noi în cadrul ședințelor de guvern, uh-huh, cu hârțogăraie și cu toate cele, în care ai contact cu 4.000 de oameni și oamenii ascultă imnul romilor, nici nu cred că au știut ce au ascultat, însă da, emoția transmisă, steagul romilor acolo, eu am simțit emoții și îți mulțumesc pentru asta. Mulțumesc și eu lui Narcis că a fost alături de noi la acel moment. Îți mulțumesc și Iulian. Până la urmă, nu știu dacă mai e ceva de spus peste ce ai spus tu, că ai spus foarte frumos și foarte bine. Până la urmă, România e ca un ocean care s-a format din picături, respectiv minorități, turci, evrei, romi. Asta înseamnă România. Și cred că pentru o Românie mai bună aș concentra în ceea ce spunea marele învățător Hristos, care se referă la toate neamurile, nu doar la neamul evreu, și anume că toată legea acestei vieți se cuprinde într-o singură poruncă, și anume să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți, aproapele oricare ar fi el, mai închis la ten sau mai deschis la ten. Îți mulțumesc frumos, Iulian. Vă mulțumesc și vouă și ne vedem data viitoare. De ce nu-ți place pielea mea? De ce te împiedici în culoare? Când știu că pot și ești în stare.